Și de pe scena politică românească cer în continuare excluderea UDMR de la guvernare. Președintele PMP, Eugen Tomac, spune că e de neconceput ca UDMR-ul să mai stea în guvern după ce nu s-a delimitat nici până acum de declarațiile rasiste ale premierului ungar Victor Orban de la Băile Tușnad. Actuala coaliție încearcă să amâne subiectul și nu dezbate această temă cu seriozitate, mai acuză președintele PMP. Eugen Tomac consideră că este inacceptabil că UDMR nu s-a pronunțat decât în favoarea lui Orban până la această oră, iar Kelemen Hunor a avut o singură declarație, prin care a încercat să justifice discursul rasist al premierului Ungariei. Liderul PSD și PNL, cred că națiunea română poate trece cu vederea o asemenea umilință prin care am trecut când un lider al unui guvern din alt stat a venit în România cu partidul aflat la guvernare la masă și a permis să debiteze niște teze naziste pe care le-a condamnat Parlamentul European, Statele Unite, Comisia Europeană. Mai puțin la noi nu s-a formulat o poziție foarte clară pentru că toți au cerut clarificări. Ori clarificarea este una singură. Ușa pentru UDMR de la guvernare. În opinia liderului PMP, UDMR s-a poziționat foarte clar lângă Victor Orban și nu mai are ce căuta în guvernul României. Care își permite în această eră să vină cu teze naziste și nu doar că nu le-a negat, ci și-a găsit și aliați care îl cosmetizează. Ori așa ceva este inacceptabil. Faptul că actuala coaliție încearcă să ducă sub căcere acest subiect este inacceptabil. Tocmai de aceea cred că tema nu poate fi trecută atât de ușor cu vederea, iar aceste explicații puerile că așteptăm un punct de vedere de la UDMR mi se pare neserios. Cred că singura soluție este pentru a credibiliza statul român să-i invite pe acești domni să stea o perioadă în opoziție. Că vă spun eu că în opoziție e loc și le-ar prinde bine.